Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Petrecerea aniversară. Te întreb de ce oare bântuie eu pe câmp în toiul nopții? Păi, există o explicație perfect rațională pentru asta. Atunci când o persoană e obișnuită să-i se facă farse și acestea nu mai apar, atunci această persoană ajunge să fie păcălită de propria imaginație. Sper că v-am lămurit, nu-i așa? Exact asta este strategia de a nu mai face farse. M-ați înțeles, nu? Privește și învață! Totul a început acum câteva zile. Genul aștepta pe tata să o ducă la școala de șoferi și eu așteptam să fiu băgat în seamă de băieții grozavi. Unde e zahărul, mamă? În același loc. Nu l-aș deschide dacă aș fi în locul tău. Dă-te la o parte. V-am zis. Vine să te... Fără farsă în bucătărie, Andy. Ai văzut farsa cu oul? Este uimitor ce poți face cu un ou, o lingură, elastic și puțină geometrie de școală generală. În locul tău mi-aș feri spatele ăla. Cine a primit un bonus de $1000 pentru creșterea eficienței în producția de hârtie igienică? Ce grozav! Dar ce să facem cu ei? Ei, bine, burlanul este stricat, dacă... Burlanul? Nu! Să luăm ceva de care să ne bucurăm! Știu cum ne-am putea bucura! A doua mașină, pentru că voi lua permisul luna viitoare! Asta mă sperie! Faceți loc! O, Doamne! Ajutor! Draga mea, cred că îți dorești o a doua mașină. Cam mult pentru vârsta ta. Da, dar mă gândesc că dacă avem o a doua mașină, pot ajuta familia. Pot să merg la mall, pot să mă duc singur la cursurile de majorete, la gimnastică și la... Ai putea să-l duci și pe Andy? Și aș putea conduce până la magazinul video, la coafor și la cinema. Cu Craig? O a doua mașină ar elibera-o pe prima. Lăsați mașina! Ideea mea este că ne-am putea bucura de un mega sistem home cinema! Am putea vedea filme acasă pe propriul nostru mega televizor, ne-am putea juca, să vedem filme cu noi de când eram mici și am putea urmări clipuri educaționale. Am menționat că am putea vedea acasă filme, nu? Întotdeauna mi-am dorit un televizor mai mare. Nu mai mare, tată, uriaș! Vom discuta despre asta la cina aniversară din acest weekend. De data asta am putea merge la un restaurant scump, nu? Nu ca atunci când m-ai cerut de soție cu hot dog și popcorn. Tatăl vostru m-a lăsat singură jumătate de oră. Am crezut că m-a abandonat. Nu te supăra. Încă nu văd. Pleacă, te rog. Frida, vrei să fii soția mea? El? Tu ești? Eu sunt. Dă-mi voie să te ajut. Ajutor, mă sufoc aici. Da, m-am mărit cu tine. Ce romantic. Știi ce o să fie și mai romantic? Petrecerea de aniversare la care o să vomit eu în locul tău. Nu cumva vrei să ne convingi să-ți cumpără mașină? Mamă, ați făcut atâta pentru mine. Doar atâta pot să fac și eu pentru voi. Să vă arăt cât de mult vă iubesc. Ce drăguț din partea ta. Să te ajut cu lista de invitați. Jen, termine de mâncat ca să te duc la școala de șoferi. Nu-ți face griji. Sunt sigură că voi conduce noua mea mașină până la satul fraierilor. Jen, fă-mi pe plac și nu pune blenderul la viteză maximă. De parcă mi-ai face o favoare, nemernicule. Ți-am spus, prințesă. Mamă! Sunt atât de aproape de sistemul home cinema, așa că pot să pun rămășa că n-am să o las pe Jen și petrecerea aniversară să-mi stea în casă.
Dar totuși primul lucru. Așa că Jen le organizează marea petrecere părinților mei. Wow, e un cadou frumos. Suntem cumva la întâlnirea fanilor lui Jen Larkin? Nu, nu, sunt sigur că tu o să le faci un cadou care o să-i impresioneze. Așa că, deci, ce o să faci? Problema e că nu știu. Dacă vreau ca ei să cumpere sistemul Home Cinema, trebuie să le fac un cadou mai grozav decât Jen. Ceva mai grozav decât o mare petrecere aniversară, da, nu... Am găsit! Mergem la târgul de vechitura lui Muș. Are de toate acolo. De asta stai cu mine, Danny. Nu ți-e frică să spui ce gândești? Să mergem! Ce zici de comoara asta? Dar sunt doar trei, nu? Ia uite, uite, sunt un câine care joacă poker. Care joacă poker. O bicicletă medicală? Un colac pentru un not sau toată colecția de reviste X-Gekl din 1970 până în 1990. Mă tentează toate, numai că pentru a câștiga în fața lui Jen îmi trebuie ceva sentimental, ceva care zice Home Cinema. Asta o să-l bucure. Se vor gândi la mine ori de câte ori o să-l vadă pe perete. O să le stârnești interesul cu maimuța aia. Nu aia. Asta! Wow. Tot ce-mi trebuie e o ramă și gata! Cadoul perfect! Este ieftin, este sentimental și spune: cumpără-i fiului tău un Home Cinema, măi! Asta ce spune? Dă-mi foc! Este uimitor ce poți cumpăra cu un dolar. Apropo de ce poți cumpăra cu un dolar, uite-l pe Jen! Cred că a comandat tortul pentru petrecere. Sper că a comandat cu ciocolată. E favoritul meu. Acum că am luat cadoul, trebuie să mă pregătesc pentru petrecere. La ce te gândești? La ce se gândește și Jen? Pește viu în băutură. Mâncare din plastic. Aha, sandwich-uri cu ceva roșu la mijloc. Îmi amintesc că ai făcut asta la o petrecere la care a fost și Jen. Iar cei care au organizat petrecerea trebuie să cheme multe ambulanțe. Treaba noastră se încheie. Acum trebuie să mergi la magazinul de electronice să iei cât mai multe broșuri promoționale cu televizoare, în timp ce eu mă întorc la Maș. Atunci înseamnă că ne vedem la brutărie. M-ai înțeles, prietene? Am făcut o modificare la comanda de tort de $15 pentru toppingul de înghețată. Acum suntem pregătiți pentru grozăviile de la această petrecere? Nu, m-am gândit și grozăviile sunt suficiente. Dar n-am făcut încă nimic. Oh, ba da! Este o artă a grozăviilor, dar este și o mică artă a negrozăviilor. Negrozăvii? Jen mă cunoaște de ceva timp. Este sigură că voi face cât mai multe grozăvii. O să le caute, o să și le imagineze și va încerca să le oprească. Doar că nu vor fi grozăvii, iar ea se va comporta foarte ciudat. Eu știu că trebuie să fi făcut ceva. Sau poate că nu. Sau poate că este o grozăvie mai puțin grozavă. Vezi tu, dacă grozăviile mele ar strica petrecerea, aș fi acuzat de toată lumea. Și cu siguranță n-aș mai primi sistemul Home Cinema. Dar dacă strică Jen petrecerea, ea va fi acuzată. Și nu va primi mașina. Iar eu voi avea sistemul. Genial! Și care e faza cu prăjitura? O să vezi, totul face parte din planul meu măreț. Când își vor da seama ce a făcut, eu o să am mega sistemul Home Cinema. Ce este asta? Gata, s-a terminat cu joaca. Trebuie să intru în acțiune. A
acum, spre deosebire de cel de 80 de centimetri, cel de 90 de centimetri LCD, acuratețe mărită, imagine în imagine, înconjurat de boxe de sunet cu ultrabas, incluse în preț, plus un foarfece electric pentru unghii și o geantă pentru foarfece cadou. Trebuie doar să insiști, nu le dă ocazia să refuze. Un bun văzător știe când a prins un client și ăștia doi sunt ca și prinși. Te întreb probabil dacă e ușor să înregistrezi programul favorit? Răspunsul este da! De fapt, bineînțeles că da! M-ați înțeles? Vreau să fie foarte curat în casă pentru petrecere! Acum mega-ecranul de 90 de centimetri, mega, nu are reflexii. Așa este, cum ați auzit, fără reflexii. Iar dacă îl luați cu opțiunea aceasta, cumperi acum, plătești mai târziu. Mă scuzați, vă rog să nu stați în drum. Terry și cu mine avem multă treabă. Așa că faceți loc, da? Sunt ai mei. O să-i las puțin să se gândească, iar petrecerea o să-i convingă. Avem nevoie de un sistem home cinema. Uite, două bilete la spectacolul de mâine. Mi le-a dat unchiul lui Terry. Noi trebuie să facem pregătiri pentru petrecere. Așa că de ce nu ai merge tu cu Danny? Începe la prânz, iar petrecerea nu e mai devreme de 4. Așa că o să aveți destul timp pentru a ajunge înapoi la petrecere. Ce spui de asta? Wow, mulțumesc, Jen, mulțumesc, Terry. O idee grozavă, Terry. Nu va fi Andy în zonă să facă năzdrăvăni. Și până se va întoarce, mașina va fi a mea. Ce bucurie! Mașina va fi a noastră! Bineînțeles că mă duc să trag urechea. Nu sunt prea deștepte, nu? Baseball! Ar fi bine să nu le dezamăgesc. Deci ne vedem după baseball în jur de ora 4. Distrați-vă! Distrați-vă! Așa o să facem! Pa! Acum că am scăpat de el, hai să facem rost de mașină. Vreau să spun să ne apucăm de decor. Știi ce? Cred că sunt cea mai bună fică din lume. Bună treabă, fetelor! Totul arată impecabil! E minunat! Jen, ne-ai demonstrat încă o dată cât de matură poți fi. Și am să vă dau dovadă de aceeași maturitate și după ce îmi veți cumpăra mașina. Dacă o să o cumpărați. Și Andy unde e? Nu l-am văzut deloc. Ce fiu nu ar veni la petrecerea aniversară a părinților lui? Ce spui despre asta? Bine gândit, îmi iubesc părinții și vreau să iau parte la petrecerea lor. Oh, Andy, ești așa drăguț. M-am întors. Cu ce te pot ajuta, Danny? Noi suntem niște petrecăreți. Putem să te ajutăm. Luați astea, sunt cu ochii pe voi. Sigur că da. Mâncare din plastic, sandvișuri cu ceva roșu la mijloc, pește viu în băutură. Iar au început cu glumele. Spre deosebire de farse, non-farsele depinde câte cunoștințe despre farse are glumețul. Sau cu alte cuvinte, ce să vă zic, farsa, non-farsă. Ce urmează acum? Iată tortul. Acum că știm care e planul lui Andy, să ne dăm un pas înapoi. Ei, Jen, ai exagerat cu dimensiunea tortului. A? E mult mai mare decât l-am comandat. Dar presupun că va impresiona. De acord. Du-l în bucătărie. Va fi o surpriză grozavă la sfârșitul petrecerii. Da. Cu siguranță. Te crezi deștept, dar te cunosc eu. Știai asta? Nu. Bine. Grăbește-te. Cred că e momentul pentru prima nefarsă. Frumos aici, vai ce lume drăguță, oh, ce place aici, foarte frumos. Mai doriți puțin punch, doamnă? Mulțumesc, Andy. Da, te rog. Crezi că acolo a pus peștele de aur? Păi, râde de ceva. Mai bine îmi prospătez punciul ăsta. Îmi pare rău. Jen, fii atentă, te rog. O, domnule șerif, nu sunteți de părere că viitorii conducători auto trebuie să exerseze cât mai mult? Ei, bine, Jen, eu... Foarte interesant, nu-i așa, mamă? Având în vedere că suntem cu toți interesați de fluturi, propun să facem schimb de adrese de e-mail și vă voi trimite link-ul acela. Cred că am un pix pe undeva... Oh, nu, trebuie să-l opresc.
O să facă scamatoria cu Pixul cu șeful tatei. Ah, uite Pixul. A, Pixul ăla nu merge, uite altul. Oh, nu, îmi pare rău, îmi pare așa de rău. Vezi despre ce vorbeam mai devreme, măi? Sunt impresionat. Andy se învârtește pe lângă masă. Sigur face acum ceva. Îmi pare că a pus degetul ăla din plastic în bolul cu chipsuri. Din această zi, mătușa Mary nu va mai mânca nimic din bol. Vrea cineva? E, vreau eu unul. Te simți bine, dragă? Mă uitam după ceva, dar... Merge de minune! L-ai lăsat pe Spank să intre? Ah, sigur că l-am lăsat. Și ai dat să mănânce aseară? Nimic, dar... ți-ar putea să fi mâncat câteva bucăți de brânză gorgonzola și câteva bucăți de pizza cu usturoi. Ce e asta, Spank? Vrei să îi feliciți pe mama și pe tata? Nimeni nu o să mai strice nimic. Vino, Spank, traduc eu pentru tine. Jen, n-aș face asta în locul tău, crede-mă. Ce e, Spank? Vrei să cânti? M-a scăpat cățelul! La revedere! Adio, mașină! Bun venit, System Home Cinema! Fiica ta este atât de responsabilă și de atentă. A organizat petrecerea asta, dar cred că este puțin cam tensionată. Oh, ăsta e cântecul nostru, cel pe care am dansat la nuntă. El! Toată lumea, e gata cina. Pe masă sunt farfurii de hârtie. Dar înainte de toate, vreau să fac un toast pentru părinții mei și pentru căsnicia lor fericită. Și aș vrea să vorbesc și despre... Nu, Andy, m-am săturat de tine și de glumele tale din cauza cărora am pierdut mașina. Vreau să spun petrecerea. Cred că am creat un monstru, abia dacă am făcut ceva. Tata? Frida, te măriți cu mine iar, te rog? El, sigur că da. Îmi pare rău că Jen a stricat petrecerea. Sper să te bucure asta. Andy, ești așa de grijuliu. Mergi cu Danny după tort ca să pot vorbi cu Andy. Ultimul, dar nu cel din urmă cadou, două bilete la meciul de baseball de diseară. Încă mai puteți prinde partea a doua din meci? Acum că ai și biletele, poți sta lângă tata. Ce zici? Minunat! Mulțumesc, fiule! O să fie așa de romantic! De când ești așa de grijuliu, Andy? Pune-ne! Dacă o țin așa, nu m-aș mira dacă o să-mi dea voie să pun sistemul Home Cinema în camera mea! Asta o să-i determine să-mi cumpere mașina mea. Toată lumea, e timpul pentru o porție de tort. Vedeți, dragilor, petrecerea nu e stricată. Nu e magnific tortul? Oh, grozav, scumpo! Arată minunat, nu? Cine dorește o bucată? În acest moment trebuia să-i spun lui Jen să nu taie tortul. Și ea cu siguranță că l-ar fi tăiat și ar fi făcut o greșeală. Dar deja am exagerat. Cred că sistemul Home Cinema este deja al meu. Așa că dacă ar tăia tortul, acum ar putea strica totul. Tortul ăsta mare simbolizează cât de mult țin eu la voi. Și mașina desenată ar trebui să vă amintească cât de responsabilă sunt eu. Da. Și... Jen, nu tăia tortul, crede-mă! Nu, e o farsă! Ești gelos, vrei să-mi furi mașina? Nu, e ultimul lucru pe care vreau să-l fac. Poți tăia partea de deasupra, dar nu pe cea de jos! Spui asta ca să tai vârful și să se întâmple ceva. Deci voi tăia baza tortului. Nu! Voiam să fac acest anunț după meciul de baseball. Tocmai am hotărât cu Frida să mergem în a doua lună de miere în Hawaii. Fără copii, să fie clar, doar noi doi. Ce surpriză!
Bunicul va sta cu voi, iar când mă întorc vreau să fie foarte curat în casă, să fie clar. Mulțumesc că ați venit. A fost o plăcere. La revedere, mare plăcere. Dacă mergeți în această excursie, înseamnă că nu veți cumpăra mașina? Corect. Și nici sistemul Home Cinema? Sunteți de acord? Mașina era a mea, dar frățiorul meu nătăfleț a stricat totul. Oh, da! Cred că o perioadă de timp ar fi bine să o evităm pe Gem. Oh, Andy, te iert. Hai acasă, nu poți să stai afară toată noaptea. Cred că ești foarte supărat că nu ai sistemul Home Cinema aici. De fapt, având în vedere cum se comportă Jen, mă și văd într-o sală cu Dolby Surround, un film de groază în 3D. Nu-l mai lăsa pe Spank să mănânce nimic. Face gaze.